Merge? Pleacă, mă, din cadru, trăiți arție. Ieși afară! Incredibil. Bă, mănâncă zilele, mă. Nu mi-ajung doi copii. Nici nu știu cum să-i spun. Unicul BMW M2, care nu este competition, care nu este frumos, așa cum îl critică toți puriștii din lumea lumilor, care, doi, ce urât e, ca pe vorba aia, orice apare nou este urât. Nu ne place nimic, suntem tot timpul cu nu, parcă am fi niște copii mici și răsfățați, care nu știm cu ce se mănâncă și cu ce se face treaba. Ce să vă spun eu? Eu vă spun că oriunde m-am uitat pe internet, mașina asta, nu arată ca în realitate. Nu știu ce o să facă Marius, ce camere, ce cadre, ce nebunii, ce are el acolo, obiective și așa mai departe, dar mașina asta este foarte lată. Marius, trebuie să te dai așa că vine o dubă și mie că te pierdem, frate meu. M2, urât, toată lumea a zis, a făcut. Sfatul meu este să așteptați să-l vedeți în tablă și anvelope. Adică să-l vedeți în realitate, pentru că este foarte, foarte wide. Și mie îmi plac mașinile wide, că voi știți că noi ne-am luat un BMW 46 pe care să-l facem de circuit și faptul că e wide m-a câștigat. Adică, așa cum am spus și pe Instagram, ca orice fată pe care nu ajută fața, dar o ajută fundul bombat. Parcă atunci când are fundul bombat, parcă nu mai e cea urâtă, a? Avem aici un BMW M2 cu 460 de cai putere, 550 de Nm, face 0-100 în 4,6 secunde, este propulsie, puriștii mei nebuni, spate. Nu vine în variantă cu tracțiune integrală 4x4 sau cum vreți voi să-i ziceți, X-Drive. Poate să vină și cu cutie de viteze manuală. Manuală, asta mi se pare super cool. Mașina prezentată astăzi aici este cu cutie automată 8HP. Ta-da! 6 copii la masă, în linie, că suntem, punem biciu pe ei, nu stă nimeni mai în față și mai în spate. Deci 6 cilindri, un motor de capacitate cilindrică de 3000 de centimetri, supraalimentat cu două turbine. Mie mi se pare că merge fantastic. Da, știu, e greu. E greu, are 1800 de kg, spun cei de la BMW România. Pe alte site-uri am mai dat o cotită pe la 1760. E greu. Dar nu se simte greutatea asta și mulți spun că e greu pentru că au reușit să distribuie greutatea 50 față, 50 spate. Adică ceea ce contează foarte mult pe circuit. Dar să nu vă mai plictisesc și să vorbim de design. Adică să scoatem elefantul din cameră, nu? Să vorbim de design. Mie personal mi se pare că seamănă cu Fiat. Dar nu cred că m-au întrebat ăștia de la BMW când au proiectat mașina, nu m-au sunat. Sau poate m-au sunat și am avut, că eu tot timpul am telefonul pe silent de când ăla micu, știi? Să nu-l trezesc, că am telefonul pe silent și poate ei m-au sunat și eu n-am răspuns. Era vreun număr ascuns, n-am putut să sun înapoi, asta a fost. Că le ziceam, băi, faceți farele mai așa. Mie îmi place. Eu n-am o problemă. Mie îmi place. Avem aici guri de aerisire adevărate. Avem negru lucios, ce-și dorește toată lumea, sau piano black, cum zicem noi. Ce e deranjant, și am văzut la mulți oameni că se plâng, oameni care conduc mașinile astea și sunt mai norocoși în țări cu apă caldă curentă, spun că, neavând aici o plasă, un grilaj, la aceste guri de ventilație și aceste radiatoare, se pot lovi foarte tare. Așa că dacă vă permiteți mașina asta la doar 71.000 de euro preț de plecare, puneți un grilaj acolo în față ca să vă protejeze radiatoarele, și cel de ulei și cel de condensatorul de aer condiționat. Bun, ce să zic eu de design? Vă las pe voi în comentarii să spuneți. Cert este că, da, vă zic eu după aia. Hai să vorbim de lateral. Deci, avem lateralul care este foarte umflat, cu pragul ăsta care urcă sus, că n-are cum să urce jos, cu aripa spate, cu capacul de la alimentare care este pus și el foarte bine pe aripă să argumenteze foarte tare lățimea mașinii, cu roți pe 19 pe față cu 275-35 și pe spate cu 285-30-20, iarăși roțile în două dimensiuni. Plafonul de carbon, oglinzile în culoarea caroseriei, ce să vă mai zic, arată superb, vă rog. Nu, mai gata. Mi-am terminat, că eu termin repede. 2000 de lei. 71.000 doar. 71.000 de lei? De euro. Nu, frate, 72.000 de lei. Am vrea noi. Este exagerat. Am vrea noi, dar nu mai e nimic ieftin în ziua de azi.
Iarăși, dacă vă permiteți mașina asta, eu că sunt și sfătos așa, puneți o folie aici de protecție, pentru că lacul nu rezistă pe carbon și la un moment dat se va coji. Așa, dacă îi puneți o folie de protecție, cu siguranță are viață mai lungă. Da, nu ne place că stopurile mici, nu știu, mă, mie îmi place. Îmi place și închid eu paranteza aia și o deschid, aia de care vă ziceam înainte de lateral, când o să fiu la volan. Nu știu dacă pot să vă și arăt, să vă și filmez, dar în sfârșit. Bun, aici avem senzorii de parcare, negru lucios, difuzorul spate, bineînțeles, emblema aniversară, tipsurile negre, 4 la număr, care nu sunt fake. Portbagajul, am o cârpă, am luat-o degeaba, că mașina am spălat-o și a rămas fără osmoză oricum. Triunghi reflectorizant, trusă de scule și capacul ăsta care nu se ridică, mai mult ca sigur. Ce? Se tunde iarba. Oricum nu mai aveam nimic de zis. Hai să mergem la interior. Băi, și n-am vorbit de mânerele ușilor. Dar nici nu mai vorbesc, că nici nu contează. Vorba aia vorbim în comentarii, ca să zic așa. Îmi place chestia asta aici luminată. Bă, îmi place chestia asta cu Emma aici pe ușă. Și ce mi se pare tare, că în momentul în care deschizi ușa, asta pulsează așa, știi, să-ți arate că e ușa deschisă, să te atenționeze când vii din spate. Să nu rupi ușa omului, că vorba aia, tot omul care o deschide e de vină, știi? Carbon fiber, crabs on fire. Toți băieți. În interior îmi place, iarăși avem acest, iarăși că eu am tras două episoade, unul după altul, dar voi nu. Avem schimbătorul de piele, care îmi place foarte tare. Avem volanul încălzit, ceea ce este super cool, îl aștept pe cel răcit. Memoriile scaunilor, doar două de această dată, nu trei, pentru doar doi șoferi. Oglinzile rabatabile electric, geamurile electrice doar față, că pe spate nu se deschid. Clapete pentru schimbatul vitezelor. Suportul de băuturi, care de data asta nu mai este încălzit, pentru că suntem la seria 2. Nu e totul chiar așa pe lux și opulență. Spațiul de depozitare, funcția comand și așa mai departe. Scaunele, după cum bine vedeți, sunt stânga-dreapta și mie îmi place lucrul ăsta, pentru că chestiile care țin de personalizarea mașinilor în ziua de astăzi, ce n-ai înțeles? Adică sunt stânga-dreapta pentru că ăsta are roșu pe dreapta și ăsta are roșu pe stânga. Ăsta are albastru pe stânga și ăsta are albastru pe dreapta. Ai prins-o? Și e și logo iluminat aici la tetier. Iarăși îmi place și îmi place că avem scaunele astea care sunt fotolii, frate, și sunt moi. Pentru că am experimentat și scaunele scoică până la Iași, în M4. Că poate nu v-am zis, dar mașina asta împarte același propulsor cu BMW M4. Bineînțeles, cu mai puțin cai, cu soft, nici nu vreau să mă gândesc. Da, nu vorbim de prostii de genul ăsta, și cu roll cage, cu suspensie și cu roți de alea BBS, cum am văzut noi la Nürburgring. Apropo, dacă n-ați văzut episodul de la Nürburgring, vă recomand să-l vedeți. Ca să vedeți M2-urile alea vechi, care erau mai mișto decât ăsta nou, să le vedeți acolo cum erau pregătite. Și da, n-are rost să prezentăm bancheta spate, dar eu am să o fac și am să vă explic și de ce, Marius, am să vă explic și de ce. Pentru că în momentul în care rabatez acest scaun, mai și cădeam în pădure, durează o veșnicie până se trage electric în față. Veșnicie. Dar mă voi muta aici în spate, am o problemă cu pragul ăla înalt și când mă urc la volan, uite, am și murdărit aici, vă lăs și eu o cârpă. Când m-am urcat de dimineață, am făcut un cold start din ăsta pe care o să-l vedeți pe TikTok și după aia m-am urcat în mașină și figuri astea, știi, și când m-am urcat, m-am împiedicat cu piciorul, știi, e pragul foarte sus. Accesul în mașină se face puțin dificil. Am văzut o fisă de la spărătorie aici. Și ușa cine o închide? Ușa o închide ăla care se urcă la volan, nu asta e problema. Eu vreau să arăt spațiul din spate. Avem aici, ia uite mă, se suge. Nu se suge, s-a și auzit. Da, avem cârlig pentru a agăța diverse haine. Avem și cotieră cu acces în portbagaj. Poate vrei să ai acces în portbagaj. Da, spațiul de depozitare, climă în spate. Mare atenție, 21 de grade, i-am dat drum. Ce zici de treaba asta? Mâner pentru a sprijini mâna, nu avem aici încărcător, avem centura care se păstrează cu detaliu M și în spate, lumini pentru pasagerii din spate și două fete stau foarte bine aici în spate, zic eu, care n-au 1,87 să stea puțin cocoșate ca mine. Alo, băi, nu pleca, nu mă lăsați aici, băi! Băi, alo, alo, alo! 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 Hai să mergem cu ea, că acolo e fanul. Mai ales că avem anvelope de iarnă. Da, stau foarte bine aici, îmi place. Vine rama asta ușii destul de sus. Adică eu stau jos.
și îmi convine. Volanul gros, bineînțeles, ca la BMW M, îți dă o siguranță pe tine, cel puțin mie îmi dă mai mult decât ar trebui, probabil că nu-s mașinile mele, ca să zic așa. Dar vreau să vedem acum dacă noi mergem super silent, adică nu avem butonul ăsta de evacuare activat. Acum l-am activat, se aude un pic mai tare. Nu pot să zic că nu este o diferență, că este o diferență. Dacă auziți și clima, îmi pare rău, dar trebuie să răcească un pic mașina, că a stat aici la soare. Sunt afară doar 26 de grade la umbră, aici la pădurea Băneasa, unde am ales asta. Spuneam că mașina asta are o cutie automată care e clar mai performantă decât cea manuală, dar pentru plăcerea condusului și a puriștilor din ziua de astăzi, puteți să o comandați și cu cutie manuală, printre ultimile serii ale mașinilor de la BMW cu cutie manuală, că nu se mai poate mult timp opțiunea asta. Ce să povestim de consum? Consumul în carte e destul de mic, dar mașina asta, cu mersul meu de-abia luată, că știi cum e când de-abia ți-o iei, eu am mai zis odată că dacă ai la test un M și rămâi cu permis, nu meriți M-ul. Nu e pentru tine. Avem un consum mediu de 16,5%. Dar e normal, mă, frate, pentru că n-ai cum să te abții. Sau cel puțin eu n-am cum să mă abțin. Până în ăștia 50 de km la oră limita de mers în oraș, eu tot îi dau, știi? Și acum, ca să vedem partea de moduri de condus, apăsăm acest M1 de aici și parcă s-a schimbat sunetul, nu? Așa cum spun puriștii. Da, e în tobe, nu e din tobe, e din boxe, e din nu știu ce, dar nu mai pot eu. Mie îmi convine aici mașină, că eu dau banii, vorba aia, eu sunt șoferul, eu dau banii. Și bineînțeles că avem multe... Scuze. Touch-urile astea mă omoară, aș vrea să trecem la butoanele alea odată, să ne întoarcem la normalitatea aia de oameni nederanjați de lucruri. Și spuneam că avem... Avem multe setări în ceea ce privește MDM, DSC on, DSC off, drift mode, drift analyzer, adică mașina asta ne zice cât și la ce unghi am făcut drift și cum mi se par mie BMW-urile astea, mă, frate, de la BMW-urile astea M, ca să zic așa, care fac drift singure, mă, frate, merg de la altul. Acum nu mă credeți pe cuvânt și nu încercați decât în mediu super controlat și super permisiv. Marius, să nu-ți fie frică. Așa vorbesc eu cu camera, îi zic Marius. Avem anvelope de iarnă și nu putem să facem niște performanțe senzaționale, dar mersul de latul, mă, e viața ei, mă. Și asta spuneam, că eu simt că mașinile astea de la BMW din gama M merg de latul singure, mă, frate. Deci dacă, nu știu, nu vi le luați să faceți performanță pe circuit și nu mergeți la motor park unde mă omoară asta cu limita de viteză. Deci cum am 52 de km la oră, bing, 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 și se resetează de fiecare dată, absolut de fiecare dată când pleci de pe loc. Bineînțeles, suntem cu butonul M1 apăsat și suspensia, direcția, frânele și traction control-ul dezactivate cu anvelopele de iarnă. Îmi pare rău, eu am așteptat mașina asta la review până în vară, ca să zic așa. Eu știu că lunile cu râma mai sunt reci, dar sunt 28 de grade și mi-aș fi dorit anvelope de vară ca să văd și eu pe a... Ce? Da, așa a fost, numai ca o țață de aia. Ca așa mi-am dorit să avem anvelope de vară. Incredibil. Mi-am dorit să avem anvelope de vară ca să putem să vedem performanțele alea de 4,6 secunde 0-100. Și când zic asta, uite, îți și arăt. Dacă eu pun acum sistemele activate și încerc să fac un launch control, nu știu dacă o să pot. Se pare că e ceva performant aici? Nu e, pentru că sistemele mașinii... E mai fun așa. E mai fun? Văd că, da, văd că n-avem aderență și
estompează puterea livrată punții spate. Și atunci mașina până în treapta 3-a, 4-a nu pune toți cei 460 de cai pe asfalt. Și cum spuneam, și îmi place să o repet, orice mașină ți avea, nu faceți rabat la anvelope, vă rog eu frumos, pentru că sunt singurul lucru care fac legătura între performanțele mașinii și sistemele mașinii și direcție, frânare și așa mai departe, ce avem nevoie. Dacă facem economie acolo, nu e bine. Faceți economie la alte lucruri, dar nu la anvelope. Faceți economie la numărul de kilometri pentru revizie, că și așa e un trend acum între toți oamenii ăștia care sunt ei super, extra, ultra pasionați. Nu, nu mai facem revizie la 15.000 de kilometri, noi facem la 7.500. Bă, mă lași, te rog eu frumos. Vă uitați să schimbați ulei în grupuri și în diferențiale și în toate cele și în cutie și așa mai departe. Nu respectați termene, dar acum toți facem la 7.500 revizia. Nu mai e. Băi, vă rog eu frumos. Vedeți-vă lungul nasului și luați-vă anvelope de calitate. Pentru că alea fac diferența și dacă fac diferența chiar de un metru, contează. Înțelegi? Contează, contează, frate, contează. Între a da peste un om sau a nu da peste om. Petrecerea de pietoni. Pentru că pot să mai ratez lucruri, să nu fie atât. Mamă, ce e aici, băi, Marius? Ce-am făcut? Ce s-a întâmplat cu aglomerația asta? De unde a venit ea? De la Bălășoi. De la Bălășoi, incredibil. Deci nu se poate, uite, deci... Cât e o ceasul? Mamă, primi mi-e la cu Auriu acolo. Deci nu mai îmi zice de mergem cu Auriu, că mergem la Arad. Da, nu, mai stăm aici, nu avem ce să facem. Am zis de ecranul ăsta, ce să vă mai zic, ce știe să facă, nu știe să facă foarte multe pentru că este un M2. Fiind seria 2, nu suferim de scaune cu masaj, de ventilație și așa mai departe. Ce să arăt? Pe uite, ecran. Home, avem aici o grămadă de gadgeturi. Uite-le. Da. Avem aici M Drift Analyzer, după cum vedeți, n-am făcut niciun drift, am fost cu minte. N-am făcut, încerc să-i protejez anvelopele de iarnă pentru iarna următoare lui Alex Șeremet. Da. N-am făcut. Cred că s-a lansat în serie 1. Da. Deci n-am făcut, avem și lap timer pentru că mașina asta, vă dați seama că o luați pentru circuit. Nu știu ce zice aici, dar nu contează. A zice că să nu mergem pe drumurile publice contratimp, că nu e bine. Avem vremea, că eu asta zic. Nu, îmi cer scuze, am apăsat greșit. Vreau să pleacă de aici, te rog eu. Vreau înapoi, acasă, 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 acasă. Gata, m-am dus acasă. Da, și ziceam de vreme. Iar elicoptere. Bă, dar oamenii ăștia au multe elicoptere. Mă trec toate elicopterele pe aici, pe la Băneasa. Uite, 24 de grade. I-am și mințit pe oameni când le-am zis 28. 26 mi-arată pe bord, 24 aici. Ce nu e hotărât? Nici, 25, 25, 27, 27. Se mai încălzește spre sfârșitul săptămânii. Da, bine, până o să apară clipul ăsta, poate vine și iarna chiar. Da, putem să reglăm intensitatea luminilor în interior, culori. Intensitatea luminii la bord a rămas aici, pe un switch, cum era pe vremuri, ceea ce îmi place. Clapete, carbon, M1, M2, butoane pe volan, reglăm distanță, lane assist, toate chestiile de siguranță și așa mai departe. Deci, asta e un lucru care îmi place foarte tare, dar vreau să vă arăt aici la DSC, cu M Traction Control, putem să reglăm cât de mult să intre sau cât de puțin să intre acest traction control. Și e pe 0, nu? Nu. Plusul e 0, minusul e maxim. Camera. Aoleu, Marius, ai grijă de Marius. Da, mă, băieți. Asta a fost filmarea cu M2. Mie îmi place, chiar dacă n-am 71.000 de euro ca să mi-o iau cu prețul de plecare, TVA inclus și mai vorbim la preț dacă e nu-i problemă. Și să-i pun roll cage aici în spate. Doar half cage, half cage și să-i pun, vă rog, mergeți, vă rog, doamnă, vă rog, și să-i pun roți de alea BBS, cum am văzut eu la Nürburgring, de 6.000 de euro, și să-i pun suspensie, și să-i pun evacuare, și să-i fac soft, și să-i fac o grămadă de lucruri. Pentru că eu consider că M2 ăsta este pentru oamenii care au bani și vor să-l folosească la circuit. Pe stradă, eu mi-aș lua M4, în cazul în care mi-aș dori un coupe. În cazul în care nu mi-aș dori coupe, mi-aș lua M3. Break. Că mi se pare cool. Bă, M5-ul, l-aștept ăsta break și hibrid, căci că vine și hibrid. Oh, excuse. Da, cer scuze, mă mai apucă. Share, like și subscribe, băieții mei. Share, like și subscribe.